Daniel, capitolul 3, Vechiul Testament, pagina în Scriptură, 860 și 861, versetul 1 și 2. Împăratul Nebucat a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și la de, 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în Ținutul Babilonului. Împăratul Nebucat a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori, pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpetenii ținuturi ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucat Amin. Hai să recuperăm. Acolo. Aș vrea să vorbesc despre cuvântul Domnului care mi-l a pus Domnul în inimă din Daniel, capitolul 3, și, dar asta și m am gândit că trăim niște vremuri și cartea Daniel vorbește nu doar despre Daniel și despre cei trei tineri care se află, se aflau în, cuptorul cu acel cuptor încins, ci mai vorbește și despre, face o paralelă și o legătură și intră puțin în profunzime despre vremurile din urmă. N-am să vorbesc despre aceste vremuri, dar am stat și m-am gândit că trăim cumva, n-ați observat, din ultima perioadă, de la pandemie încoace, am început să, să vedem în, în, între evangelici, între pocăiți, nu, între, între biserici, că se vorbește mult despre venirea Domnului, despre anticrist, despre faptul că trebuie să ne pregătim, că vine Domnul și undeva aproape. Și așa e. Gloria și slavă Domnului. Așa e. Însă stau și, însă stau și mă gândesc și mă uit în, în, cumva în, în opusul a ceea ce noi ne pregătim, mă uit la o lume care crede că poate să facă totul fără de Dumnezeu. Și nu e posibil mă uit la o lume și vedem această lume și trăim în această lume, trăim în această lume în care omul încearcă să iei locul lui Dumnezeu și el de atâta timp locul, cumva crezând că poate să rezolve toate lucrurile. Încearcă chiar să rezolve calamitățile naturale. Încearcă cumva și nu pot. Cum să te poți spune înaintea unui tsunami, înaintea unui cutremur, înaintea unui vulcan, la palma aici, că nu a fost în Spania, ce pot putut să facă? Nimic. Ce poate să facă omul? Ei, în această lume, am stat și m-am gândit că un om care vrea să ajungă să-l cunoască, să cunoască pe Dumnezeu, să aibă credință în Dumnezeu. Acest om ca să poată să creadă că Dumnezeu e în controlul tuturor lucrurilor, cum poate să ajungă el să-l cunoască pe Dumnezeu când realitatea ne dovedește și ne arată că omul vrea să controleze totul. Ei, în acest, în acest concert, în această orchestră de voci, de, de, de specialiști, de oameni de știință care ne învață cum să ne îmbrăcăm, ce trebuie să facem, ce, ce trebuie să mâncăm, ce, cum să ne, ne facem viața, cum să nu ne facem viața, în cine să credem, ne încredem și în cine nu, în acest concert de voci, în ciudățenia omului, de cu lui Dumnezeu, va trebui să știm noi ca și copiii lui Dumnezeu ce trebuie să facem. Într-o lume care cuprinsă de frică, de panică, că nimic nu are sigur, nu poate să palpeze că azi e un lucru, mâine e un alt lucru și mă uitam la Franța că o legalizat, o legalizat avortul și l au băgat în Constituție. Lucruri, lucruri teribile și groaznice. Ei, în această, lume, în această lume, Domnul vine și ne dă putere și ne dă înțelepciune și aș vrea să, 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 putem, să, vedem, să vedem ce putem să facem cu ajutorul lui Dumnezeu, prin cuvântul Lui, prin puterea Lui Sfânt, să vedem ce putem să facem în, aceaste, în aceste vremuri în care lumea e cuprinsă de frică, de panică. Nu știe. În ultima vreme, mult, mult, prin aceste două războaie din Ucraina, din Israel, s-anunță o, o foamete și lucruri care noi, ca și copiii Lui Dumnezeu, nu avem nici ce să ne fie teamă glorie și slavă Domnului. nu așa? Și hai să vă spun care e cuvântul lui Dumnezeu din această seară. Cum să-i slujim lui Dumnezeu într-o lume care cuprinsă de frică? Ne uităm la nebucadnețar, ne uităm la acest cuvânt al lui Dumnezeu pentru că nu putem să, să, să lăsăm la o parte și ne uităm că împăratul Nebucadnețar face un chip de aur și cheamă pe dregători, pe toți vistiernicii, îi cheamă pe toți dregătorii ca să se închine acelui, acelui, chip de aur și zice că să se arunce cu fața la pământ în momentul când aude sunetul alăutei, cimpoiului, așa mai departe, a, a saltirei, zice aici, a, a, tuturor instrumentelor, nu? Să se arunce cu fața la pământ înaintea acestui chip. Și am stat și m-am gândit că cumva vine, vine ne din țară și ne pune o întrebare de peste timp, de, de, de peste ani. Fiecare dintre noi, și noi nu o să putem răspunde la această întrebare în această seară, decât de mâine, poi mâine, în fiecare zi. Și nu neapărat în biserică. Și versetul 14 pune o întrebare la care trebuie noi să răspundem fiecare dintre noi de mâine încolo, și cred că am răspuns și până acum fiecare dintre noi, noi cu adevărat ne împotrivim idolatrii sau nu? Pentru că să ne întreabă ne întreabă de-a lungul timpului și ne pune o întrebare și noi vi-a trebui să vedem astăzi ce putem să facem pe baza Cuvântului Dumnezeu. Auziți ce zice Cuvântul Domnului? Nebucadințar a luat Cuvântul și a zis, în adinsoare, soare și a drag și a bendegu, nu slujiți voi Dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Asta e întrebarea pe care ne-o pune astăzi Domnul, prin nebucadințar de atâția ani, până în noastre și va trebui să o actualizăm în, în, viața noastră să vedem ce putem să facem. Noi chiar ne împotrivim și un lucru rău să împotrivești idolatriei, nu? Să-i slujim idolilor și ceea ce se întâmplă în lume, nu? La un potrob de desprus, îi bine să mergem sau nu? Toți știm că nu e bine, dar s-ar putea să avem probleme dacă nu suntem atenți. Și am stat și m-am gândit că dacă în zilele noastre și a fost pandemia cumva un exercițiu, dacă ni s-ar da o lege în Europa, în Spania, în, în, în lume, s-ar da o lege că noi trebuie să ne închinăm cuiva, unui sistem, unui lucru anume, unei persoane anume, ce am face? La prima vedere cu toții zicem, până nu ajungem acolo, nu? Teoretic zicem, mă, n-ai cum să te arunci cu fața la pământ. Nu, pentru că noi suntem al Lui Dumnezeu, noi nu ne închinăm nimănui înaintea nimănui decât înaintea Lui Dumnezeu și zicem, suntem tari, fermi, convinși de lucrul ăsta. Ei, dar în momentul când apare proba încercare, atunci vom vedea ce facem de am zis că la această întrebare fiecare cu viața noastră va trebui cu ajutorul lui Dumnezeu să putem să răspundem fiecare dintre noi în fiecare zi. În fiecare zi. Vedeți, știți că sunt oameni care, de exemplu, care sunt întors, puțini creștini și știm lucrul ăsta. Nu e un secret. Știți că sunt puțini oameni care cred că atunci când trec printr-o încercare se datorează faptului că Că zic eu așa, mă, dacă eram în lume, n-aș fi trecut prin atâtea încercări, prin atâtea necazuri și pentru că scopil de Dumnezeu, din cauza asta trec prin atâtea încercări. Nu mai am pacea și liniștea. Înainte n-aveam, poate și afacerea mergea mai bine, poate și lucrurile mergeau mai bine în familie, poate și relațiile și prieteniile și anturajele erau mai bune și din momentul când am întors la Dumnezeu, băi, deja încep să meargă lucrurile din ce în ce mai, mai rău și parcă merg pe dos. Și nu va trebui să ne lăsăm convinși cuva din gândul ăsta. De ce? Pentru că prin încercare trecem cu toții, mai mult sau mai puțin. Și cei din lume, și, cei, și copiii lui Dumnezeu. Dar ca să avem o, o cum să zic eu, o convingere, uitați-vă, vă rog, dragilor, merge, hai să mergem într-o zi, sau când aveți ocazia, să mergeți în spitalul Juan Bentitres, de exemplu, sau în spitalul San Juan de Reus, să vedeți cât, câți, oameni suferă și suferă fără de Dumnezeu. Așa că asta e o a diavolului că dacă m-am întors la Dumnezeu, neapărat trebuie să meargă rău, pentru că cer rău să împotrivește, mi se împotrivește și o lui și o luptă. E adevărat că e o luptă, e adevărat că suntem în această luptă, dar nu suntem singuri, glorie Domnului! Nu suntem singuri! Cine își calculează, pentru că stăm și ne gândim puțin, pentru că vedem acești trei tineri care au intrat în acest cuptor de foc, au fost aruncați acolo de, de către nebucanențar, pentru că ei nu s-au supus să se închine acelui chip de aur. Vedem această, această poziție a lor și stau și mă gândesc, noi în momentele bune sau grele din viața noastră, în încercare, sau în momentele de, de, de berșug, care-i socoteala noastră? La ce mă gândesc eu? Îmi fac o socoteală cât aș putea să rezist eu. Să nu fie frică, pentru că despre asta vreau să vorbim. Nu, să nu fie frică atunci când slujești pe Dumnezeu și vin legi, vin lucruri care vin să, să mă, să mă acapareze cumva, să mă strângă, să mă duc după, după cum merge lumea. Îmi fac eu socoteală atunci cât aș putea să rezist să sufăr pentru Dumnezeu sau nu cât aș putea să fac socoteala? Adică nu o socoteală pe care să o am în mintea mea, după puterea mea, ci să am o socoteală după cuvântul lui Dumnezeu și să văd că aici oamenii lui Dumnezeu o stat tare în credință, indiferent de intemperie care au venit, pentru că știu că cu Dumnezeu împreună. Și nu dat înapoi, pentru că e ușor să-mi fac planul și socotel atunci când sunt în binecuvântare și sunt belșug. Și glorie Domnului că Domnul ne binecuvântează, că nu ne vrea doar ca pe niște pipirici să plângem toată ziua, nu! dar știm că suntem într-o luptă și știm că în momentele când suntem în binecuvântare, fiecare dintre noi, poate că stau și îmi fac calcule, mă, îmi cumpăr o mașină, pentru ce mi-o cumpăr? Bă, să mă ține 10 ani, nu? Îmi fac un calcul, o socoteală. Și nu e un lucru rău, nu e un lucru greșit. Dar eu aș vrea ca fiecare dintre noi, Domnul, să ne vorbească astăzi și să fim atenți la această socoteală pe care trebuie să mi-o fac în sufletul meu atunci când trec prin încercare, prin cuptor, că vor veni și fiecare dintre noi suntem poate unii la început, alții am trecut sau alții poate o să urmeze să treacă, dar nu cu un gând rău vă zic lucrurile astea, dragilor, pentru că știm că Dumnezeu ne va ajuta pe fiecare dintre noi să ieșim de acolo biruitori și să învățăm câte ceva din, din acest cuptor, din necaz. Nu știu cui vorbește Domnul în această seară, dar în primul rând mi vorbim vorbit mie în ultimele două sau trei luni. Cumva de aici s-a născut acest cuvânt care mi-a pus Domnul în in inimă. Și mi l-a descoperit Domnul unele lucruri pe care până acum nu le-am știut. Și e bine că trebuie să învățăm de fiecare dată cine descopere Domnul, glorie Domnului. Că să nu avem o, o, să fim cumva autosuficienți, să zicem gata, Doamne, am, am, o experiență și până aici nu mai am nimic de descoperit acum acolo, nu-i așa? Însă Hai să vedem ce, care e primul lucru. Hai să vedem care e primul lucru când îl, îl slujim pe Dumnezeu, ca să nu fim cu cuprinși de frică, Și primul lucru, și din cuvântul lui Dumnezeu, versetul 17, să-i slujim lui Dumnezeu, versetul 17, dacă poți să-mi-l pui, sau dacă nu citești, iată Dumnezeu nostru cu care îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate să-i slujim lui Dumnezeu. Primul lucru în această seară, că doar în Domnul mi-a pus în inimă să vi-l spun și mi-a mi atras, mi atenția, să-i slujim lui Dumnezeu da? cu credință, da? cu credință fără frică de oameni. Primul lucru, să-i slujezi lui Dumnezeu cu credință fără frică de oameni. Acești trei oameni nu, 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 nu le-au fost frică de E bucat din țară. M-am gândit la smerenia lor, ce frumos e să stai în fața lui Dumnezeu. Adică știți cum e, atunci când îi slujești lui Dumnezeu, nu poți să zic, Doamne, fă tu toate lucrurile, că doar eu, doar eu așa am la nivelul teoretic o credință. Nu. Și n-am cum să nu mă implic în slujire, doar prin prezență, să stau acolo tare, prin credință și să zic da sau nu, după baza cuvântului Dumnezeu. Asta va trebui să facem fiecare dintre noi. Pentru că, vedeți, cei trei tineri, Eu au avut cumva o experiență a înaintașilor lor și, și, stau și mă gândesc că dacă aș fi fost în locul lor, n-aș vrea să greșesc cum o greșit poporul Israel cum, când o ieșit din, 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 Egipt, să încep să cârtesc, să încep să, să fiu mofturos, dar nu avem apă, nu avem cutare lucru, nu avem celălalt lucru. Doamne, dar ce se întâmplă, nu? Eu au avut, deja știau despre, despre, despre poporul Israel, unde, unde, o, unde o gafat, unde o, unde o, unde o clacat, unde nu mers bine, și am stat și m-am gândit că, că zice Cuvântul lui Dumnezeu dacă poți să-mi pui Exod, dacă pot să-mi pui uh, Exod cu, cu uh, capitolul 14 de la versetul 10 la versetul 15. Erau ieși deja din, din Egipt încet, încet, aproape de Marea Roșie și au zis ce zice Cuvântul Domnului. Faraon se apropia copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copilul, Israel s-au înspăimântat foarte tare. Ce au făcut? S-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Și o să vedeți imediat paradoxul. Ei au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne ducem să murim în pustie? Cine ai făcut din ei scos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, că își vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Moise a răspuns poporului, nu vă temeți nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care o vă da Domnul în ziua aceasta. Eu prima aici că și pe egiptenii aceștia pe care vedeți azi, nu veți mai vedea niciodată. Am stat și m-am gândit, dragilor. Stai față în față cu o izbăvire care vrea să studia dea Dumnezeu, după care strigi și tu și eu, Doamne, izbăvește-mă, nu, nu, vreau să rămân, nu cumva să mă întorc înapoi să fiu rob al păcatului, pentru că noi suntem creștini. Ei o striga către Dumnezeu după ajutor, s-o înspăimântați, și au strigat după, după Dumnezeu cu ajutor, după ajutor, ca să le vină Dumnezeu în ajutor, să nu mai fie rob, să nu mai cumva să-i prindă pe drum, să-i întorcă faraonul înapoi, nu! Dar și ce e interesant? Că ne pune Dumnezeu înainte și am stat și m-am că dacă mi-ar pune azi Dumnezeu înainte două lucruri, să mor într-un timp lent sau să mor brusc, subit, ce aș alege? Pentru că aici de cel mai multe ori ce rău încearcă să ne dea lovitura fatală. Că nu-i nu posibil ca în momentul când ești în cuptor, și vezi flăcările și simți durerea și ești în probleme de sănătate, de familie sau orice alt lucru pe care au pus stăpânire pe tine, poate păcatul. Și zici, ești prea, prea față în față cu Marea Roșie, cu flacăra, cu cuptorul, încât să vină Dumnezeu să-ți întindă o mână, să te scoată în ultimul moment, imposibil! Și atunci mai bine zic, Doamne, decât să, să că văd, parcă nu văd numai Marea Roșie, dar văd niște morminte, în care urmează să fiu îngropat, mai bine să mă întorc înapoi în lume, mai bine să mă întorc înapoi să fiu îngropat, mai bine decât să mor subit, nu mai ai timp să vorbești cu nimeni în momentul când ai murit subit. Te duci și nu mai ai apus să vorbești cu nimeni, la telefon, părinți, copii, soție, soți, nimica. Pentru că vezi o moarte subită înaintea ta și crezi că Dumnezeu nu te mai poate salva. Și cea mai mare eroare, pentru că asta o gândit ei, mai bine ne întoarcem în Egipt și murim lent în fiecare zi, în păcat, nu contează că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu și suntem robi pentru toată viața noastră. Pentru că aici ai păcăleala, că dacă ești în cuptor cumva și, ai, și simți placăra cuptorului, și, că e de șapte ori mai mult, Dumnezeul nostru nu poate să facă nimic, că e prea târziu, că ești prea față în față cu durerea și suferința și nu e adevărat. Nu e adevărat, dragilor, nu vă lăsați păcăliți. Nu vă lăsați păcăliți de ce rău. Pentru că asta au încercat să facă cei din poporul Israel. Cum adică să mor subit și să nu mai mănâncă o bucată de carne, pătrunjel, usturoi, ceapă și toate lucrurile alea? Cum? Și-a zis, mai bine mor lent, mai bine mă duc înapoi și dacă eu muri fără să-L cunosc pe Dumnezeu și să mă eliberez de acolo, nu contează. Nu contează. Ba da, contează. Contează, dragilor. Pentru fiecare dintre noi contează lucrul ăsta. Pentru că asta și m-am gândit că cumva fiecare dintre noi am, am, făcut acești trei pași atunci când am fost în și nu numai. Pe care, dacă te uităm versetul 17 și 18, Shadrach, mișac și Abednego trecut pe acolo. Și și noi, voi ați trecut, dar poate n-ați avut cuvintele, poate că nu vi le a dat Domnul să le puteți exprima la timpul potrivit. Și o să vi le dea Domnul ca să puteți să îmbărbătați pe alții. Auziți ce zice cuvântul Domnului. Iată Dumnezeu nostru care e slujim, poate să ne scoate din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta împărate. Versetul 18. Și chiar din ne va scoate. Pentru că primul pas atunci când treci prin cuptor, de fiecare dată nu spui la îndoială dacă ai credință, oare poate să mă scoată Dumnezeu? Că asta zic versetul 17. Dumnezeu nostru poate să ne scoate primul, primul pas al credinței. Nu zici, oare Dumnezeu poate să mă scoate? Nu zici, nu zice niciodată lucrul ăsta. Nu pune la îndoială că te duci singur pe drum. Nu mergi cu Dumnezeu. Pentru că în momentul când zici, poate Dumnezeu să mă scoate, Dumnezeu prin credință, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îți dă înaintea ochilor puterea și îți aduce aminte de puterea Lui și cumva te face să evaluezi cât de mare e Dumnezeu că poate să te scoată și nu te lasă acolo. Și apoi zice următorul pas al, al credinței cu toți am trecut acolo și ne va scoate. Versetul 17, nu zice că poate să ne scoate, și ne va scoate. De ce? Pentru că în momentul când zici și ne va scoate, te gândești la statutul lui Dumnezeu care ți tată și care nu ți întoarce spatele niciodată. Te gândești că ești copil al lui Dumnezeu și n-ai cum să-ți vezi copilul tău că s-a lovit și curge sânge și să-i întors spatele. N-ai cum. Dacă are febră, n-ați mers cu el la medic. Dacă au avut probleme și au avut nevoie de consiliere să vă ajutați cu ceva, a zis, descurcă-te singur? Nu! Pentru că a zis, ne va scoate pentru că e Dumnezeul meu și Tatăl meu și mă scoate de acolo. Glorie Domnului și slavă lui Dumnezeu! Și ultimul, și încă trei treilea pas, și chiar din ne va scoate și poate că ne dă impresia că mai când zic chiar din ne va scoate, gata, și o căzut, căzut, din credință. Dar nu e așa. Și chiar din lume ne va scoate. Ei nu au zis, ei nu au experimentat lucrul ăsta, nu au zis, împărate, fac un pas, mă, fac un pas. Și dacă văd că Dumnezeu nu ne scoate, gata, ne aruncăm cu față la pământ. Nu! O zis, da, me da igual, nu contează că iasă cenușe din mine, o lopată de cenușe, nu contează. Eu îi slujez lui Dumnezeu meu viu. Pentru că asta e credința în Dumnezeu, fără credință. De aceea Domnul să ne ajute că atunci în momentele grele de încercare, de cumpănă, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să avem credință în momentele alea în Dumnezeu și în Hristos, Iisus, și în puterea Duhului Sfânt. Glorie și slavă lui Dumnezeu. Pentru că am stat și m-am gândit că cei trei când au fost în cuptor și noi la rândul nostru, în momente grele, când se în cuptor și nu e ușor. Câteodată mai împărtășim, dar puțin din ce, prin ce am trecut, când mai noi știm și Dumnezeu și cei din familie, prin ce am trecut. Dar știți ce e ce frumos cu Dumnezeu? Pentru că momentele, chiar dacă ești în bătaia vântului cumva acolo, în cuptor și și și, dar vrei să continui să-i slujești lui Dumnezeu în continuare și nu te lași. Nu te lași, indiferent care e amenințarea de mare. Asta e frumusețea, că în momentul când ești cu Dumnezeu împreună, zice cuvântul lui Dumnezeu că cei trei o stat în credință înaintea lui Nebucan Dențar, fără să se gândească măcar o clipă că trupul ăsta de carne și sângele și tot din ce ai făcut omul într-o clipită pleacă de acolo. Pentru că importanța omului și a creștinului și a copilului Dumnezeu care vede în fiecare zi înaintea ochilor lui, îl vede pe Dumnezeu chiar dacă îl vede prin credință. Sunt momente, nu vă temeți, mi-a pus Domnul în inimă să vă spun, să vă încurajez, să nu vă temeți în momentele grele când treceți prin în încercare și poate buzele și inima șefilor de la muncă, a prietenilor, a anturajului, poate că sunt cinci de 7 ori mai mult în ultima vreme împotriva voastră. Dar nu zic cu scopul să nu vă temeți, să nu-i ascultați, la locul de muncă sau oriunde veți fi și să respectați. Nu, 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 nu. Ci poate că, poate că ei, văzându-vă că sunteți copii al lui Dumnezeu, o să simțiți și o să răbdați că poate de șapte ori să sunt încins acea suprire și acea, 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 acele săgeți care vin din, cele, din partea celui rău spre voi și nu mai știți ce să faci. Dar cel nu da înapoi, ascultă-mă, te rog, frate și soră, nu da înapoi. Și zice ce vă zic. Că cel care a îngăduit focul și încercarea are putere să-l stingă. Fiecare, în viața fiecărea dintre noi. Să nu vă fie frică. Și și un lucru interesant? Că oriunde veți merge, nu puneți la îndoială vreodată între noi, între noi și cei din lume care încă nu-l cunosc pe Dumnezeu, aproape tot timpul va fi un foc. Pentru că Dumnezeu vrea ca pe baza comportamentului nostru, a caracterului nostru, a vieții noastre, a cuvintelor noastre, a dragostei noastre, a ascultării de Dumnezeu, să vină în fiecare, de fiecare dată să se apropie cât e un nebucat de țar să-L cunoască pe Dumnezeu. Lui Iisus Hristos nu i-a fost frică. Nu, nu i-a fost frică că sunt momente în viață, dragilor. Poate că sunt momente în viața voastră și ați trecut pe acolo. Sunt momente când nu știi dacă trebuie să vorbești sau trebuie să taci. Sunt momente când va trebui să stați și să, va, să, să, să fiți asupriți și să fiți acuzați până e drept. Dar nu luptați în momentele alea, că ei nu au nici a drag, nici meșal, nici a Nu cu armele întunericului. Luptați cu armele ne neprihănirii. Nu luptați cu mânia, cu răzbunarea, cu ura, că nu o să rezolvați nimic. Că vine o zi. Dar trebuie să ne impacteze lucrul ăsta, că vine o zi când trebuie să dau de seamă de tot ce am făcut, de tot ce m-am comportat, de, tot, de toată viața mea. Și eu știu lucrul ăsta, că de nu s-au închinat la un chim cioplit. Că zice cuvântul lui Dumnezeu în Exod, capitolul 1, dacă nu mă înșel, Exod, capitolul 20, versetul 4 și versetul 5. Să nu-ți faci chip ciopit, nici vreau înfățișarea lucrurilor care sunt în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai de, jos de pe pământ, de, decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Căci eu, Domnul Dumnezeu tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam și al celor ce? Mă uresc. Mă joc în momentul la când eu... Mă un idol, uitați-vă la, uitați la, la forfota din lume, la câți oameni s -s -s au câte un idol în viața lor. Mergeți pe un stadion de fotbal și vedeți. Am lucrat când eram în lume cu Canal+, Plus, că eram muncitori acolo și ne trimitea firma noastră cu ei și vedeam cât erau de... de, 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 de uh... Arzătoare inima în ei ca să, 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 să participe cu jucătorii mai nu intrau pe, pe teren. Acolo duce -te în momentul ăla și spune că Hristos e mai important decât, decât un jucător de acolo. De ce nu avem noi arderea asta noastră în inimă? Domnul să ne dea putere să o avem. Pentru că, adică, mă joc cu cu generațiile din care vin și vor veni în urma mea momentul când eu îl schimb pe Dumnezeu și mă, mă închin altcuiva. Iisus Hristos, și cum e? Iisus Hristos nu i-a fost teamă că a fost purtat de la Irod la Pilat. Nu i-a fost teamă. Nu i-a fost teamă că unul întreba ce este adevărul, dacă el e împărat, împăratul iudeilor și până la urmă nu, nu căpăta răspunsul potrivit pentru că nu a avut întrebarea potrivită l au trimis la Pilat și Pilat de spaime când au zis că e Galilean, au zis, bă, stai așa că îl trimit la erot, că el e sub jurisdicția lui Irod, dacă e Galilean, dacă au zis că e numele galileanu, nu? Și până la urmă au început cumva să tremure Pilat. Că i-au zis bătrânii și învățători, învățători și cărturare că urmează să-l dau la moarte, eu zis, s-au făcut păsine sine însuși fiul de Dumnezeu și merită moartea. Când au auzit Pilat că e fiul lui Dumnezeu, s-au înspăimântat și au zis, de unde ești tu, mă, omule? De unde ești? Și nu, o zis că tu nu știi până la urmă că eu sunt cel care pot să-ți dau, dacă nu mă înșel, hai de, dacă poți să-mi pui uh, Ioan capitolul 19, de la versetul 9 la 11. Ca să nu vorbești la mine, să ne vorbească cuvântul Domnului. Zice, a intrat iarăși în odeaia de judecată și a zis lui Iisus, de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilate a zis, mie nu -mi vorbești, nu știi că am putere să te răstignești și am putere să-ți dau drumul. Eu fost frică lui Iisus Hristos. Nu a fost frică. Cu toate că la un moment dat o zis, dragilor, o zis, tată, îndepărtează acest pahar dacă e cu putință, dar facă se voia ta noua mea. Ar fi putut după această, după, înaintea acestei, uh, uh, că l făcut rugăciunea și după aceea, să fi zis, mă, dacă cumva o să fi zis Sus, poate că Domnul m-a elăturat un pic, m-a mai dat un pic paharul și nu mi se întâmplă, nu o să fiu crucificat acum, că nu s-a speriat el că va fi crucificat. Pentru, pentru asta a venit în lume și eu știu care e planul lui Dumnezeu. Gloria Domnului, dacă câteodată ne e frică nouă, dragilor, ne e frică să trecem prin cuptor. Și oricine cred că poate să recunoască. Când, dacă n-am trecut, zicem că e ușor, că voi trece. Și adevărat că vom trece cu ajutorul lui Dumnezeu. Câteodată ne e frică. Și ne e frică să cădem în mâna oamenilor. Pentru că și-a dat meșac și-a o căzut în mâna lui Nebuca din ce Vă aduceți aminte de David? nu a făcut numărătoarea poporului și nu a fost după voia lui Dumnezeu? Ce a pus Dumnezeu înainte? trei ogii, trei ani foamete, trei luni să fie el, să fie urmărit din potrivnicii lui și trei zile ca sabia Domnului să umble prin tot ținutul lui Israel. Și ce-o zis David? Mai bine să cade în mâna Domnului. Pentru că ne i frică. ne i frică de multe ori să cădem în mâna omului. A fost aici o cântare extraordinară. Că niciun fir din capul nostru nu cade fără știrea lui Dumnezeu. Haideți să credem acest lucru. Și haide să mergem la, la următorul pas. Cum să-i slujim lui Dumnezeu fără să fim cuprinși de frică? Într-o lume care e cuprinsă din ce în ce mai mult de frică și când e presată, face, face joc cu celor care vreau să ducă lumea asta într-o pompă, o pantă în jos, din ce în ce mai rău. să te, să slujești lui Dumnezeu al doilea lucru. Și să te încrezi în puterea Lui. Știți de ce trebuie să ne încredem noi în puterea Lui Dumnezeu? Pentru că nu-i destul să zicem că învățăm toată viața noastră să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Pentru că noi ÎL cunoaștem. Noi ÎL cunoaștem. Și-am stat și m-am gândit de ce Shadrach, Meșac și Abednego au rămas neclintiți în credința lor. Pentru că dacă cineva vine și zice că mâine ești băgat într-un cuptor de șapte ori, în de, 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 șapte ori mai, mai tare în de, decât e normalul, 99,9% oricine îți dă o șansă, îți dă o șansă că noi nu, nu rămâi în viață, e clar. Asta, asta e șansa care ți se dă, că nu rămâi în viață. Îți dă 1%. Însă știți ce e interesant? Că noi, atunci când socotim și ne facem calculele, în inima și în sufletul nostru, prin credință, Nu, no, credința nu poate să ne dăie cu virgulă. Eu nu pot să am credință în Dumnezeu 99,9, 59,9, 49,9, 19,9, nu! Ori 100% am credință în Dumnezeu pentru că El nu lucrează 1%, ci El lucrează din toată puterea Lui și din toată dragostea Lui față de noi. Că noi zicem că dacă mergem la medic și zicem medicul, mă, 99,9% că omul ăsta pleacă, are cancer și dă 1% lui Dumnezeu și zicem, da mă, prin 1% ăla o, o răsturnat ale 99 de procente. Le-au răsturnat, dar Dumnezeu nu lucrează cu un procent, El lucrează la toată puterea Lui și toată, în toată, mărirea Lui și gloria Lui, slavă Domnului. Nu lucrează doar cu un procent, cum am crede noi, că zicem, mă, ăla, ăla mai mic, o răstoarnă pe ăla mai mare, până la urmă. Când Dumnezeu ce e mai mic, Dumnezeu decât boala, decât orice ar lucru? Nu. Nu, dragilor. Am stat și m-am gândit că Shadrach, Meșar și Abednego l-au cunoscut pe Dumnezeu. Și eu știu că n-au un Dumnezeu de beton, de carton, de marmură, de, de nu-i un robot, nu-i inteligență artificială s au încrezut în el din toată puterea. Și mă uit la Iosua, pentru că Iosua face un lucru extraordinar, oprește Dumnezeu soarele pe cer și luna prin credința care au avut el când au luptat cu amoriții. Și au zis soare să se oprească pe deasupra Gabaonului și luna pe deasupra voi Aialonului. Dar cum să ai tu curajul ăsta și credința asta? Pentru că de multe ori ne îndoim că Dumnezeu poate să fie acolo cu noi, Poate să ne onoreze credința noastră și de atâtea ori o făcut-o și am uitat și are poate ni se, se repete experimentul, să mai trecem încă o dată pe acolo de fiecare dată, să trecem pe acolo până învățăm anumite lucruri. Și câteodată cât e de greu să faci un pas, să fii, să fii zidit de Dumnezeu și învățat de Dumnezeu anumite lucruri bazice din Biblie și după voia Lui, cât câteodată poate treca ani. Dar câteodată noi nu recunoaștem că le luăm așa lucrurile atâta de ușor, că știu lucrul ăla, știu pe celălalt, nu mai am nevoie de sfat, ăla pe ăla deja am știut, pe ăla cum deja îl voi ști. Nu... Da, și stai în fața lui Dumnezeu, când sunt în fața lui Dumnezeu îmi dau seama cât de mult știu și cât de mult îl cunosc. Dragilor, pentru că au fost la un moment dat ucenicii, au stat în fața lui Iisus Hristos tremurând. Doamne pleci, ce se întâmplă cu noi? Să nu vi se tulbure inima mai. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, eu zis Iisus. Pentru că eu s gândit, mă, mă, pleacă Domnul să ne pregătească un loc. Cu cine vom rămâne? Că zice, voi trimite un mângâietor, glorie Domnului. Și au zis, gata, suntem părăsiți, suntem abandonați, suntem să suntem mai nimănui, nu? Și zic, zis, bă, nu să vă pregătesc cu loc, că, că acolo unde voi fi, o să fim și voi. Și zice, știți și calea și drumul. Doamne, zice, cum să știm lucrurile astea? Că nu le știm, nici calea, nici drumul, nimic. Eu e o scale adevărul și viața, nu vă gândiți la alte lucruri, nu, hai să nu ne gândim cu alte lucruri decât la El, la El, la El și iar la El de un milion de ori, că nu o să obosim în Hristos niciodată. Niciodată nu o să obosim. Pentru că vine Filip și zice, Doamne, arată de pe Tatăl și ne va fi de ajuns și Iisus îi repede și spune, de atâta vreme sunt cu tine, Filipe, sunt cu voi și nu, nu m-ați cunoscut. De atâta vreme e Domnul cu noi și câteodată ne uităm în altă parte și va fi greu să primiți cuvântul lui Dumnezeu de aici, de la oricine. Și zice, pentru că s-ar putea, cum a fost Filip, să nu poată să-L vadă pe Dumnezeu în Iisus Hristos, în slujitor va fi greu să-L vedeți, să-L vedeți chipul lui Hristos câteodată, dacă suntem tulburați și nu avem credință. Da, fi greu. Iubiți-vă slujitorii, hai să ne iubim unii pe alții, indiferent care e slujitor din biserică. Haideți să mai facem un pas și mergem mai departe. Ultimul pas din această seară. Să-i slujim lui Dumnezeu, împotrivindu-ne idolatriei. Îl ținem, Iisus Hristos, în viața noastră, în momentul când mă împotrivesc tuturor lucrurilor care mă pot duce la, la o pierzare. Și pe primul loc, și o n-aș dori nici voi, nu vă doresc nici mie. Ca să scap această împotrivire vreodată, să nu mă împotrivesc idolatriei și păcatului. Pentru că va, va veni o zi când Dumnezeu va pune oglinda vieții mele în față. Acea oglindă groznică care mă va panica, voi fi înspăimântat, îngrozit și nu vreau să fac lucrul ăsta nici eu, nici voi. Hai să ne potrivim. Pentru că acești tineri, atât de simplu, fără săbii, fără arme, fără amenințări, fără nimic. Să zici, da, nu mă interesează ce se întâmplă cu viața mea. Pur și simplu nu mă interesează. Să stai înaintea lui, lui, lui țar și să zici, asta e. Știți cum e că nebucat de țar, eu pus și eu legat. Pentru că zice Cuvântul Dumnezeu că pe cei mai voinici oameni din lor ca să se poată lega. Nu cumva să scape. Dar indiferent cât de mult -ar, ar încerca ce rău să ne lege, dacă avem credință și ascultare în Dumnezeu și în adevărul lui și în cuvântul lui, nu poate să-ți lege credința chiar dacă ai căzut și, și crede că ceva că ai căzut trupul ăsta să mai duce câteodată, nu? Dacă se duce trupul ăsta, nu contează pentru că credința nu-ți o leagă nimeni. Dacă stai lângă Dumnezeu, n-ai cum. Indiferent cât de mult o să credem că trupul ăsta atât ai, că de multe ori ne, 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 ne sensibilizează acest trup, că nu avem cum câteodată, că se ne sensibilizează, dar în același timp e o putere atât de mare în Dumnezeu și credința asta care ne-o dată Dumnezeu să trece peste orice lucru. Glorie Domnului și slavă Lui Dumnezeu, haide să nu-i dați înapoi niciodată. Pentru că avem atâtea exemple care să ne încurajeze. Ștefan, diaconul, o sta față în față și s-a împotrivit acelor oameni și le-a spus adevărul. Nu l-au luat-o la fugă. Că noi zicem câteodată că fuga zice, da, mă, zice, fuga e bună câteodată, că e rușinoasă, dar e sănătoasă, da. Dar momentul când trebuie să stai înainte și să spui adevărul, de ce să fugi? Pentru ce să fugi? Nai pentru ce. Pentru că ne gândim ca fiecare dintre noi, Gândiți-vă că Isus Hristos, că Dumnezeu, cu ochii Lui cu treieră fiecare colțișor acestei lumi și ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Gândiți-vă la, 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 David, că e, când îl, îi descopere Dumnezeu în Samuel 149, că el e, e, ca și cum e sub o, o, cameră care îl urmărește în fiecare zi, dar nu în sensul rău al cuvântului, ci cât de mare e Dumnezeu, că ai fi păste, îi păste tot, că nu te poți ascunde de El. Orice ai face, pentru că momentele grele din viața noastră și în cuptor, e bine să ne împotrivim constant, nu odată la nu știu câtă vreme, de fiecare dată, dragilor, să ne împotrivim idolatriei. Pentru că atunci când suntem în cuptor de fiecare dată, știți unde ne uităm noi de, de multe ori? La ușa cuptorului și la flăcările ei cât e de grea suferința. Și suntem în stare, dragilor, să monitorizăm, suntem în stare să măsurăm intensitatea suferinței și a, a problemei în care am intrat. Din ce cauză? Pentru că privirea mea în momentul ăla e pe orizontală și am o greutate parcă pe pleope, că pentru că eu cred că Isus Hristos în momentul ăla n-ar putea să intre pe, ușa, pe ușa aia din cu... unde am intrat noi, pentru că voinicii care au aruncat în Pașadrame, și și Abenego, în cuptor, au murit primii. Și ne înspăimântăm câteodată că în cuptorul ăsta parcă Iisus nu mai are loc, dar deja el a fost, a fost acolo mâna lui Dumnezeu, deja în cuptor, el deja e înainte îți pregătește ca să fie cu tine și cred eu lucrul ăsta. Sau mă văd dintr-o dată gol ca un pui de găină și zic, Doamne, unde ești? Păi dacă cred în Dumnezeu, de ce îl mai întreb unde e? Dacă cred în Dumnezeu, de ce zic, zicem câteodată, Doamne, oare cum voi ieși? Pentru că singur nu pot fără el. Pentru că o slujitor al Dumnezeu, când e încuptor, în orice circunstanță, îl caută pe Iisus Hristos și are privirea îndreptată și ne dea Dumnezeu putere, că e ușor să vorbim câteodată, da? Fiecare dintre noi și mie, de unde eu știu, dragilor? Pentru că Iisus Hristos, de fiecare dată când ești în cuptor, îți va îndrepta dacă ai credință și ai fără de credință, îți va îndrepta privirea spre el. Dice, păi dar lui, 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 Ștefan, cine o îndreptat privirea sus, spre cer? De unde eu știu el că trebuie să se uite înspre cer în momentele alea? De unde? Păi nu Hristosul lucra cu el ca să-l vadă că e la dreapta lui Dumnezeu, că-l așteaptă și că e cu el acolo, să nu se teamă că e sufletul lui în joc în momentul ăla? Ba da! Dar știți de ce trebuie să fim, să ne potrivim idolatrii, nu doar pentru sufletul nostru, ca să ajungă să fie salvat. Nu! Ci de, drag, de dragul lui Hristos și al lui Dumnezeu că trebuie să ne iubim semenii. Pentru că ce face nebucat de înțare e un lucru extraordinar. În versetul 26 la 28 și cu asta încheiem. Dacă poți să-mi pui din, din Daniel. Apoi Nebucanețar s-a apropiat de gura cuptorului, a prins și lung cuvântul a zis, Și-a drag Abednego, slujitorii Dumnezeului celui preanat, ieți și afară și veniți în coace. și Shadrach, Meshach și Abednego au ieșit din mijlocul focului. Dregătorii, îngrijitorii, cărmuitorii și smenici împăratului s-au strâns și au văzut că focul avusese, n a avusese nicio putere asupra tuturor acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Nebucanențar a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeului și-a drag și-a care a trimis pe cine? Plângerul său și a izbăvi pe slujitorii săi, care s-au încrezut în cine? În el! Adică recunoști cei care care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu pe baza credinței mele, pe baza primului pas, că n-am avut frică de oameni și am crezut în Dumnezeu și am stat tare înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, pe baza celor de al doilea pas, că m-am încrezut în puterea lui Dumnezeu și pe baza celor de a treilea pas, că m-am împotrivit. Uitați cum, nu zice nebocanețar, bă, ce e nebunie eu știam că un, încerca să mi se împotrivească mie, uite că ajung să-i laude, că au, că mi au zis, au zis cuvântul, Cam la... au dat mai degrabă trupurile lor, de, zice, lor decât să slujească și să se închine alt, zice, altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Asta e frumusețea, pentru că în momentul când treci prin cuptor și cei din jurul tău te văd că ai o problemă și ești cu Dumnezeu și Dumnezeu ți-o dat izbândă și ai ieșit de acolo, A ieșit de acolo, ajung ca fiecare om de lângă tine să fie, poate să fie, dacă crezi cu adevărat un nebucan țar pe care Dumnezeu îl trezește și deschide ochii. Haideți, vă rog, să să-i slujim lui Dumnezeu cu credință și să nu dăm niciodată înapoi. Amin. Domnul să vă minteze.